În cadrul conferinței de presă, președintele Partidului Național Liberal din Câmpul Lung a făcut referire la posibila modificare a legii 67 din 2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale. Poate neobservat, a trecut un anunț al Ministrului Administrației și Internelor, făcut pe la Olănești, că în regim de urgență vrea să modifice legea administrației locale și că vrea ca prerogativele primarilor să fie asemănătoare cu prerogativele pe care le au la momentul acesta președinții consiliilor județene. După cum știți, președinții consiliilor județene conduc și consiliile și aparatul executiv. Practic, sunt singurii care în momentul de față au putere deplină la nivelul acestui organism. Acum se propune ca și primarul să devină președinte al Consiliului Local și să conducă și ședințele de Consiliul Local. Deci concentrare maximă de putere în mâna unei singure persoane la nivelul unei comunități. Mai mult, se propune și modificarea legii 67 din 2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale. Și se propune alegerea primarului din primul tur. Deci, indiferent dacă obține sau nu peste 50% unul dintre candidați, el va fi declarat câștigător dacă obține cel mai mare număr de voturi, indiferent câte sunt acestea. Eu ar trebui, din postura în care mă aflu, să spun, da, domnule, legea asta îmi creează un avantaj, pentru că majoritatea consideră că primarii în funcție au pornesc cu prima șansă într-o campanie electorală. Nu voi face acest compromis și nu voi cădea în această capcană. Și nici în aceea cu mărirea prerogativelor primarilor. Aceștia vor fi expuși în fața legilor. Și nu este normal, atunci nu se mai justifică existența în paralel a celor două instituții, ele trebuie să funcționeze în continuare în paralel, primar și Consiliul Local, cu prerogativele pe care le aveau până acum.